Cei care s-au născut în zodia peștilor vor avea în ziua de 6 iunie un răstimp bun pentru carieră, pentru nume, pentru tot ceea ce înseamnă impact la public, succes de imagine sau ipostază importantă, valoroasă, semnificativă pentru rostul lor într-un context public, prin funcție, prin autoritate, prin valoare personală, prin performanță. Este un moment în care se vor lupta cu niște dificultăți, cu niște greutăți, cu niște adversități sau cu niște persoane care le pun bețe în roate. Deja încep să se manifeste influxurile deranjante, uneori chiar complicate, pe care le exercită prezența nodului sud al lunii, locul de suferință în viață, pe casa a 10-a, a ridicării în rang prin valorificare superioară a meseriei. Între 7 și 8 iunie, relațiile de prietenie sunt din nou obiectul unor meditații triste și a unor concluzii dezamăgitoare. Nu este o noutate, este un aspect care s-a instalat anul trecut și care a rămas constant. Doar intensitatea a fost cât mai pronunțată, cât mai atenuată, în funcție de alte tranzite adiacente care au stârnit sau temperat o vocație care aș denumi-o fără niciun fel de jenă destructivă. Strică și relațiile bune prin faptul că le pune la încercare și le corodează, dar mai ales strică relațiile care n-au avut consistență, n-au avut la bază respect reciproc și simpatie, prețuire, ori punere la mijloc a unor calități și vocații sociale, umane, morale, religioase, care să dea coerență acestei întâlniri între două persoane. Și atunci, dacă nu are pe ce să se bazeze, nu are nici pe ce să se înalțe, să se construiască o relație și la prima încercare apar fisuri, ba chiar se și dărâmă. Lasă ca acest aspect, prin unicitatea lui, de care cu siguranță știți, pentru că am tot vorbit, combinația Saturn-Pluton-Jupiter s-a petrecut după răstimpuri îndelungate, nici nu prea are termen de comparație, așa că de multe ori cei născuți în zodia peștilor se miră de ce acum li se întâmplă așa ceva. Sunt persoane mai în vârstă care chiar fac o comparație cu perioada tinereții, a maturității, cu momente mult mai grele din alte puncte de vedere, materiale, profesionale, publice, politice, și care nu i-au adus în situația de a se tot distanța, delimita și despărți de niște prieteni. Acum este din nou un moment al acestui accent interior, dar nu este mai puțin adevărat că și sentimentele sunt trăite într-un fel pe care l-aș denumi aspru, cu multă luciditate, dar fără milă, fără disponibilitatea de a ierta, așa cum peștii o au de obicei. Este una dintre calitățile, dar și slăbiciunile lor. Acum nu se manifestă nici calitatea, nici slăbiciunea. Din această perspectivă, chiar și relațiile sentimentale vor fi între 7 și 8 iunie relativ puse la încercare de acest spirit necruțător care îi face pe pești să arate o față pe care n-au mai arătat-o până acum și o disponibilitate în a nu ceda și a nu face compromisuri pe care cei care îi cunosc de mult n-au identificat-o atât de intensă sau pur și simplu n-au identificat-o deloc. Nici nu credeau că peștii sunt în stare de așa ceva. Între 9 și 11 iunie, la prânz, luna va traversa segmentul vărsătorului și poate să inducă hipofuncție vasculară, proastă circulație periferică, tulburări venoase, tulburări ale sistemului nervos periferic în principal, secundar la nivelul sistemului nervos central. Mai afectate sunt persoanele în vârstă, persoanele care deja au niște suferințe, care se află sub tratament și care pot să treacă, nu neapărat printr-o stare gravă sau de boală, dar prin niște momente care nu o să le facă plăcere. Vor fi mai obosiți, vor încerca senzații de amețeală, de lipsă de echilibru, tulburări de văz, de auz, de vorbire, de gândire, tulburări de somn sau de percepție. Vor avea senzația că nu înțeleg, că deși aud bine sau citesc cu multă atenție, sensul acelor cuvinte și fraze le este lor de nepătruns. Nu pentru că e fraza complicată și scriitorul prost, ci pentru că procesele de gândire, raționamentele, logica, analiza se face cu dificultate tocmai din cauza acestei proaste irigări cu sânge a creierului și a disfuncțiilor la nivelul sistemului nervos central. Din fericire, nu sunt planete pe casa 6-a, pe semnul leului, ca să vorbim ca în alte dăți de o dublă
solicitare, adică pe axa cardiovasculară, rămânem doar în teritoriul vascular. Ar mai fi și o ultimă ipostază, și anume disfuncții locomotorii, disfuncții la nivelul părții inferioare a picioarelor, care începe de sub genunchi, continuă cu gamba, glezna și, evident, cu laba piciorului, care este organul, zona anatomică predilectă a peștilor. Între 11 iunie, după ora prânzului, și 12 iunie, luna se va afla în tranzit prin semnul zodiacal al peștilor și va crea o minunată tripletă astrală alături de Marte și Neptun, la grad perfect, gradul 20, în zodia peștilor, în casa întâi a acestor nativi. Este un moment de grație, este, din punct de vedere astral, cel puțin pe hârtie, un moment frumos, pot să-l denumesc fără spaima că exagerez, splendid. El le dă în mod special peștilor posibilitatea să culeagă roadele de pe urma unor deschideri de excepție. Veți spune, dacă sunt atât de multe lucruri bune, nu profită toate celelalte semne zodiacale, profită în procente diferite și pe segmente de viață diferite, acolo unde se așează pe harta fiecăruia zodia peștilor. Dar vocația mare de culegător, cum spuneam, de roade, beneficiul 100% revine peștilor, privește persoana lor, privește identitatea lor, construcția lor interioară, gândurile, sentimentele, vocația, posibilitatea de manifestare, de emancipare, evoluția și posibilitatea de maturizare sau de adaptare la condiții de stres, la condiții grele, să treacă de un moment periculos, întunecat, sau de o supra-solicitare, cum a fost, de exemplu, răstimpul ultimilor 3 luni, care au presupus, din cauza epidemiei, niște măsuri restrictive. Unii le-au trecut cu foarte multă greutate, peștii se refac repede, peștii reușesc să se recupereze, să se distanțeze, aproape au și uitat, se ocupă de altceva, sunt calați pe viitor, pe universul interior, pe chestiuni care țin de substanța lor, filozofie, artă, cultură, morală, creativitate, spirit superior, inițiere, iluminare. S-ar putea ca pe fondul atâtor influxuri bune să aibă niște vise premonitorii sau chiar și în stare de luciditate să fie în stare să ajungă la niște gânduri care nu sunt altceva decât o excepțională sinteză a faptelor și a concluziilor de viață pentru care nu au avut aceste resurse astrale până acum, drept care nici nu au ajuns la o astfel de performanță. Acum, aceste uși ale gândului și ale sufletului le sunt larg deschise.